Salutare! Dacă dorești să cumperi o husă de pe MobilFox, folosește codul MITRU pentru a avea 20% reducere la toate husele de pe site. Salutare fermierilor și bine v-am regăsit la un nou videoclip de pe acest canal. În acest videoclip continuăm seria Ferma Balcanică. Așa că nu uitați să apăsați acolo pe butonul de like și subscribe cu tot clopoțel pentru a nu rata absolut niciun videoclip de pe canal. Bun, să trecem noi la episod. Fraților, după cum știți din episodul anterior, noi am avut o producție destul de mare de ulei. Așa că în acest episod am mai luat în arendă încă un teren cu floarea soarelui, de care ne vom ocupa în acest episod, dar mai întâi vom începe cu schimbarea ifronului, deoarece o să trebuiască să-l dau la schimb și să vedem, să achităm și UTB-ul, deoarece tot de la acel om din sat luăm și ifronul. Așa că să mergem să nu mai stăm foarte mult la taclale și să îi dăm rachetă, deoarece nu am luat UTB-ul, pentru că nu trage foarte bine cu tot cu ifron pe platformă, așa că de aceea am luat giondirul, pentru că are mai multă putere. Bun, și haideți să mergem acolo repede să cuplăm noi și platforma, să urcăm vechiul ifron și mai apoi o să mergem acolo și o să discutăm cu domnul acela de acolo, să vedem cum negociem, dacă mai trebuie să-i dau ceva bani sau doar ofer acest ifron la schimb. Într-adevăr, al nostru arată destul de bine pe partea de exterior. Bun, să cuplăm tot aici, dar în mare parte celălalt este mai bun pe partea de motor, din ce am observat și din ce l-am testat. Într-adevăr, pe exterior are puțină rugină, are diferite chestii, dar asta se rezolvă cu o revopsire, cu o recondiționare, așa că asta nu ar fi, asta ar fi cam cea mai mică problemă pe care o are, dar în general pe mine m-a interesat motorul. Așa că asta vom face chiar acum. O să mergem acolo și să îl luăm. Sincer, sper să vă placă și vouă. Dar o să mergem chiar acum și o să vă fac o mică prezentare la el și să-mi spuneți dacă vi se pare ok. Oricum, este posibil să îl băgăm la test, adică să încărcăm ceva cu el pe aici, deoarece avem destul de mulți paleți. După cum vedeți și acolo sunt o grămadă de paleți și na, de aceea o să avem să-l și testăm. Oricum, în acest episod am mai avea să discutăm terenul cel mare și să vedem cu recoltatul terenului, deoarece terenul acela este puțin ciudățel, are o formă mai ciudată și să vedem dacă putem să-l punem cu cosplay, așa că eu zic că o să fie tot ce trebuie. Bun, să urcăm aici și să îl punem cum trebuie. Cred că să-l pun așa mai pe față, bun, perfect, și să îl oprim, așa, am dat și jos, l-am încărcat aici și să mergem acolo repede să vedem cum se prezintă celălalt ifron, că sincer nu l-am văzut. Nici nu prea m-am uitat eu să văd ce culoare este. În general am văzut cum mai treceam pe stradă, înțelegeți? Și de aceea o să vedem acum. Pentru că am observat că el începe să cumpere utilaje și să le vândă. Deci asta totuși este o idee destul de bună, după părerea mea, așa mai luăm și noi de la el una alta. Văd că trage destul de greu și John Deere-ul, adică UTB-ul nu prea urca, aici mai mult patina. Și de aceea am preferat să iau gendirul, că este mult, mult mai ok. Așa că mergem acolo repede. Oricum, sunt foarte curios cum se prezintă. Așa, din ce am mai vorbit cu el, a spus că are rugină, dar nu foarte mare, să spun așa. Din ce mi-a explicat el la telefon, dar o să mergem chiar acum și o să vedem acolo așa ce este de capul lui și să spuneți dacă a meritat să dăm atâția bani pe el. Se pare că îl vinde cu undeva la 7.000 de euro, ceva de genul. Așa mi-a spus, dar vom vedea noi chiar acum. O să parchez eu John Deere-ul aici, dăm puțin cu spatele. Bun, așa, și o să îl oprim. Bun, și o să merg acolo să vedem cu ce preț ne oferă. Și să vedem și cu acest ifron, deoarece mi-a spus că îi mai aduc încă unul, așa că vom vedea chiar acum. O să merg acolo și o să îi și plătesc. Puteți observa ifronul de aici. Bun, și revenim în dată. Bun, am negociat aici și la preț și acum ne vom uita noi așa puțin la acest ifron. După cum puteți observa, este puțin murdar, dar asta se rezolvă cu o spălare, nu este niciun fel de problemă. Și observ totuși că are destul de multe grilaje pe aici pe față, are niște jante destul de ok, deci de asta spun. El așa, în general, se prezintă ok. După cum puteți observa, este în mare parte sărită culoarea, nu prea are foarte, foarte multă rugină. Asta este posibil prin unele părți, dar în general este cum trebuie, spun eu, și de aceea am optat să îl iau. Oricum, este destul de ok. Acum vom merge să dăm și ifronul nostru jos, deoarece mi-a spus că o să îl las aici în spate, nu este niciun fel de problemă.
Și prețul. Prețul a fost de 10.000 de euro. I-am plătit 10.000 de euro pentru că am avut să achităm noi și UTB-ul. Așa că a fost totul cum trebuie și ne-am făcut și cu 651 și cu un iPhone nou, să spun așa, în ghilimelele de rigoare. Bun, o să o oprim aici așa și să deschidem aici, lăsăm prima dată piciorușele și mai apoi să lăsăm noi și rampile jos. Să vedem. Ia să le lăsăm așa ușurel. Bun. Totuși să nu ridic foarte, foarte mult. Ceva de genul. Bun. Și o să lăsăm gentilul pornit pentru că totuși aș vrea să fie aici pe poziție și să plecăm direct când o să descărcăm și o să și încărcăm. Oricum o să trag eu gentilul puțin mai în față. Bun, cam așa ceva. Și el a spus să îi las aici. El cobor și să îi las aici așa. Din ce am observat, este și mai greu celălalt, pentru că mie mi se pare că este făcut, este puțin mai lung. Acum nu știu dacă așa o fi, dar asta vom vedea noi pe parcurs. O să trag eu gendirul cât mai în față, așa. Bun, ceva de genul. Să lăsăm din nou piciorușele și râmpile. Bun, le ridicăm puțin mai sus. Bun, ceva de genul. Și să mergem să îi dăm o cheie ifronului acestuia. Vedem cum se prezintă, cum pornește. Ia uitați-l. Da, să știți că arată destul de bine. Asta o să vedem noi. Este posibil să îi dăm un mic polish, să îl revopsim și diferite chestii. Oricum, mie mi se pare destul de interesantă culoarea pe el. Este un verde din acesta mai închis puțin. Acum să-mi lăsați și voi părerea voastră în comentarii. Dacă vă place noul ifron sau nu vă place. Mie personal îmi place destul de mult. Da, într-adevăr, mai avem de investit unele chestiuni în el. Asta este clar, deoarece trebuie să punem și niște stopuri pe spate și să-i facem luminile, deoarece luminile nu funcționează cum trebuie și de aceea o să avem ceva de investit în el cât uși de cât. Ia să încercăm totuși să îl îndreptăm aici și să-l pun cât și cât mai drept. Totuși sunt foarte curios cum o să tragă gendirul. Asta este clar. Și posibil în următorul episod, fraților, când o să mai vindem noi o tură de ulei, să schimbăm și acest gendir. Încă mă gândesc că m-am gândit în prim plan să iau un case, un Fend sau un Fiat. Acum asta o să vedem. Bun, să ancorăm aici puțin și ifronul. Gata, am pus aici, l-am ancorat cum trebuie și să mergem spre casă să vedem ce poate acest ifron. Ia să vedem. Cam greu trage, dar nu este niciun fel de problemă. Știți care este faza cu Fiatul? Nu prea aș vrea Fiat pentru că are undeva la 180 de cai. Și sincer, cred că ar fi mult mai ok să luăm ceva cu 200 sau peste 200 de căluți. După părerea mea. Acum puteți să lăsați și părerea voastră jos în comentarii. Ce să luăm? Fend, Case sau Fiat? Asta o să vedem ce decideți și voi. Și oricum o să pun și un mic sondaj pe Discord cu această treabă să vedem ce se întâmplă, ce și cum. Ce se votează, ce o să iasă acolo la vot. Pe acel tractor o să-l iau. Pentru că mi se pare mai bine așa. Vedem acolo ce votați și voi și să ne împărțim aici și părerile cât de cât. Oricum, totuși eu mă gândeam la un case, deoarece cu case-ul nu prea am jucat în mare parte. Și de aceea aș prefera totuși să jucăm și cu un case ceva. M-am gândit la modelul 1455. Cred că este cum trebuie. Bun, și am lăsat noi astea jos. Ia să mai tragem puțin în față. Perfect. Așa, lăsăm pornit, deoarece trebuie să îl mut de aici. Mi se pare că nu le-am mai ridicat acolo, dar stați nu bine. Bun, am luat și Kinga de aici și haide să îl descărcăm de aici, să îl dăm jos. Da, după cum puteți observa, stopuri NEM. Deci trebuie să vedem ce vom face cu ele. Să le punem până în următoarele episoade, să le rezolvăm. Dar trebuie să căutăm și niște stopuri, să vedem. Bun, ia să-l tragem aici, la o parte, pentru că vreau mai întâi să duc eu combina acolo și să-și facă treaba. Să-și facă treaba, că avem mai multe chestii de făcut. Ia să vedem să-l parcăm tot aici, unde a fost și celălalt. Bun, și cam atât. Perfect. Acum mergem să parcăm noi și platforma. Așa. Ridicăm sus.
Perfect. Și o să dau eu cu spatele. De fapt nu. Nu, deoarece trebuie să o băgăm acolo lângă stâlp și nu pot așa. Așa că o să iau pe teren. După cum puteți observa, am eliminat eu gardul de aici, deoarece mi se pare mult mai ok de mers. Cu gardul în mare parte ne încurcam și, na, te mai loveai de el. Pentru că, na, voiai acolo să încarci și tu un alta și nu prea aveai loc. Văd că avem și ceva miere aici, din ce observ eu. Așa, bun, aici. Și cam atât este treaba cu platforma aceasta, să decuplăm. Așa, am decuplat furtunele și să decuplăm și platforma. Bun, fraților, acum o să ducem John Deere-ul, îl parcăm pe undeva pe aici. Și o să luăm noi UTB-ul 651 și o să mergem cu remorcile, dar mai întâi cred că o să ducem noi combina, ca să fie combina dusă acolo. Bun, îl oprim aici și mergem repede după combina. Așa, îi dăm aici o mică pornire, aprinde și girofarele, ca să fie nu de alta, deși nu avem foarte, foarte mult de mers, deoarece terenul este aici destul de aproape. Bun, să vedem cum ne întoarcem aici, deoarece trebuie să fac mai multe manevre pentru a ne putea întoarce cum trebuie. Ia să vedem. Merge? Merge pe aici. Bun, să vedem pe aici. Da, totuși este destul de mare față de cealaltă combină. Mai știți cealaltă combină? Sincer, nu prea v-a plăcut acea combină. Cred că mai mișto este aceasta decât ce am avut noi înainte. Deci, da, de asta spun. Și combina pe viitor, nu știu. Nu știu, chiar n-am idee cu ce o să o schimb. Asta rămâne de văzut, deoarece nu ne grăbim cu schimbarea ei, că momentan încă ține cum trebuie, să știți. Deci ține cum trebuie. Bun, fraților, și nu uitați acolo să apăsați pe butonul de like și subscribe, tot clopoțel să nu ratați niciun videoclip de pe canal. Și, în mare parte, subscribe-ul este foarte, foarte important, pentru că, după cum știți, că spun această treabă la fiecare episod, în mare parte vreau să fac suma de 5.000 de abonați până la sfârșitul anului. Deci această treabă este doar datorită vouă, deci doar voi puteți să faceți această chestie, așa că vă sunt foarte recunoscător cei ce faceți treaba aceasta, păsați pe like acolo, subscribe, toate cele, chiar înseamnă foarte, foarte mult pentru mine și mă motivează evident să continui. Așa că nu uitați acolo că următorul episod clar o să urmeze la suma de 100 de like-uri, așa că să vedem noi dacă reușim această treabă. Bun, o să las aici jos și mai întâi vreau să mă bag pe aici totuși, așa cum trebuie, să facem prima brazdă pe aici, pentru că aș vrea să fie puțin mai liber aici, să putem să punem cosplay-ul, pentru că mai avem și alte treburi de făcut pe aici. Într-adevăr, terenul are o formă destul de ciudată și nu pot să-l dau cu lucrătorul automat din joc. Și da, ar trebui noi să strângem și baloții de acolo, pentru că totuși sunt destul de mulți și no, de aceea aș prefera să îi strâng. Acum că avem ifronul nou, vedem cum se va descurca acesta. Chiar sunt foarte, foarte curios cum este. Apropo, am luat și atașamente noi, înainte să îl cumpăr pe acesta și să vedem cum se descurcă totuși. Asta este întrebarea. Bun, ia să încercăm noi să ne întoarcem aici. Am înțeles unde este terenul, pe drumul acela unde mergem noi să vindem lână și diferite chestii. Oricum, pe acest teren nu îl păstrăm foarte, foarte mult, pentru că, na, vă dați seama că nu ne permitem să îl întreținem și pe acesta. Bun, acum să mergem noi repede să punem cosplay-ul. Așa, perfect. Văd că a luat și celălalt micuț din spate. Da, asta nu este prea bine. A, totuși e ok. Nu este niciun fel de problemă. Să vedem aici că poate o să reușim noi să scăpăm de această treabă. Bun, am pus primul punct și să vedem totuși cum ne ia de aici. Sunt foarte, foarte curios. Ce ne-am face noi fără cosplay, fraților? Pentru că ne ajută destul de mult, să știți. Chiar ajută destul de mult treaba aceasta. Când avem un teren mai nasol, să spun așa, merge cum trebuie pe el. Ia să vedem. Așa este sau trebuie să-l întorc eu pe invers? Da, o să trebuiască să-l întoarcem invers. Gata, fraților, am reușit să o întoarcem. Da, într-adevăr, momentan este pe această parte. Dar ulterior o să se întoarcă el cum trebuie. Bun, și acum o să mergem noi să ducem 650-ul pe terenul cel mare. Așa, am ajuns aici și la 650 și îi dăm o pornire.
deoarece, după cum știți, l-am reparat, am făcut cutia și acum vreau să merg să îl bag eu la discuit, pentru că ar trebui să mai facă și el treabă totuși să nu stea degeaba. Pentru că, na, încă mă gândesc la treaba cu el, ce să facem, să-l vindem, să-l păstrăm, deși uneori nu prea-i văd rostul, deoarece avem un 651 și nu văd rostul la mai multe UTB-uri. Avem 3 UTB-uri, inclusiv 445-ul și, na, de aceea spun. Și, în general, strâng niște bani pentru a ne cumpăra un nou teren pe care să facem viță de vie. După părerea mea, ar merita destul de mult și ar fi mai mult content, să spun așa, și posibil să vă placă și vouă mai multicel, să zic așa. Ia să reglăm noi discul perfect și să mergem să îi dăm talpă. O să o iau pe aici și să mergem să îl punem și pe acesta pe automat și să ne ocupăm noi de încărcatul paleților, să vedem totuși cum se descurcă ifronul la aceste treburi, să zic așa. Să vedem. Este bun de ceva sau ne-am luat țeapă? Sper totuși să nu. Să nu-mi fi luat țeapă, pentru că totuși a costat multicel. Și da, într-adevăr, acum am mai apucat la bani. Nu ar fi neapărat o mare problemă cu banii, dar totuși aș prefera să nu fie țeapă și să se descurce cum trebuie. Ia să vedem. Tot a patra o vrea. Tot a patra vrea, fraților, nu vrea cu a cincea. Acum a luat-o cu a cincea, că este pe drum drept. Și da, este posibil să dăm un mic timelapse de la distruit, totuși, pentru că ar cam trebui, pentru că nu avem niciun fel de timelapse pe videoclip, așa că este posibil să dăm unul de la distruit cu 650-ul. Nu știu, să-mi lăsați acolo în comentarii dacă vă era dor de 650, să-l mai scadem și pe el la treburi. De asta sunt foarte, foarte curios. Și da, dacă ați ajuns până la acest minut, nu uitați să scrieți cuvântul floare, să vedem cine a ajuns până la acest minut. Și eu voi da inimă la toată lumea. Să vedem cât mai multe comentarii acolo. Pentru că totuși este un minut destul de mult, să zic așa. Deci da, de aceea vă zic. Și ne băgăm noi de aici, pentru că este mai ok. Hop, ușurel. Și cred că o să dăm noi și grapele jos. Pentru că totuși trebuie aici. Dar asta o să vedem. Dacă o să dau cu corpul, da, atunci o să le las, dacă nu, nu, pentru că asta este treaba. Ia să vedem aici, sper că nu s-au suprapus, ba da, s-au cam suprapus, dar le vom rezolva noi și pe acestea, așa, perfect, am reușit și cu aceea, am făcut-o cum trebuie, am pus acolo pe poziție și să vedem și pe aceasta. Bun, s-a pus și aceasta și bun, și să îi dăm noi talpa aici. Văd că s-au pus aici, acum trebuie. Așa că o să dăm noi un mic timelapse aici, deoarece nu prea avem și posibil să dăm unul și cu ifronul. Să vedem cum se descurcă la încărcat de paleți. Pentru că totuși o să ne dureze destul de mult. Așa că revenim imediat. Bun, fraților, am revenit aici înapoi acasă, îi dăm aici o pornire la 651 și mergem acolo cu remorcile pentru că s-a făcut plină combina și o să mergem noi chiar acum acolo să o descărcăm și posibil după să ne băgăm puțin cu ifronul pe treabă. Oricum UTB-ul 650 l-am pus acolo pe automat, fraților, deci o să-și facă el acolo treaba, discul e acolo cum trebuie, iar noi ne putem vedea de treabă prin fermă pe aici așa. Bun, o să le cuplez eu de aici, deoarece ultima dată le-am lăsat aici. Și să vedem. Să ne parcăm aici și să le cuplăm, pentru că avem nevoie de ele. Totuși ar trebui să vedem și cu remorcile. Ori să mai iau încă una la fel, ori să o schimbăm și să luăm una mai mare, una de vreo 20 de tone pentru John Deere sau următorul tractor pe care îl vom cumpăra. Totuși sunt foarte, foarte indecis. Așa, am cuplat aici și furtunele. Și da, oricum, cu următorul tractor chiar nu am idee momentan.
ce să iau, dar sper să găsesc până în episodul 30, 31, 32, ceva de genul, pentru că avem nevoie să îl schimbăm. Știi ce să vă spun, m-am căsăturat de acest John Deere și aș avea nevoie, simt nevoie de un tractor nou în fermă, pentru că ar cam merita, după părerea mea, să mai schimbăm aici și atmosfera cu noul tractor. Să vedem până la urmă ce luăm. Eu tot consider că este destul de bine să luăm Fendt, dar acum posibil să iasă altele. Ori Case or Fendt, acolo sunt foarte sigur că vreau una din astea două. Dar Fiatul nu știu, Fiatul cred că este cam pe ultimul loc, dar puteți să lăsați și părerea voastră în comentarii. Avem de ales între Fendt favorit 900, deci gama 900, și Case 1455XL. Dintre acestea două, în mare parte, vreau să iau și să-mi lăsați acolo jos în comentarii dacă este o idee bună sau ați prefera Fiat sau alt gen de tractor. Trebuie să lăsați acolo jos în comentarii. Bun, o să încerc să mă bag așa, deoarece este course play și el o să plece iar în față. Bun, perfect. Să descarce aici, ia să vedem cât descarcă. Văd că este cum trebuie aici și da, posibil în următorul episod chiar să schimbăm tractorul, deoarece o să mai avem o producție de ulei. Eu zic că este cum trebuie. Dacă mai scoatem încă o producție de ulei și să fie tot o bine. Oricum o să scoatem destul de mult bani, asta este clar, dar totuși sunt foarte curios cât o să scoatem. Pentru că este posibil să facem peste 100.000 și să începem ușor, ușor, fraților, să ne gândim și la noul teren pe care vom face noi vie. Punem acolo o grămadă de viță de vie. Bun, o să las aici UTB-ul și o să mergem acolo în fermă să îi dăm un test la Ifron. Să testăm puțin Ifronul acolo, să vedem cum se descurcă. Bun, și de data aceasta se pare că John Deere-ul în mare parte odihnește, nu o să facă foarte multe chestii, pentru că am zis să mai pun și UTB-urile la treabă, să nu pun doar John Deere-ul, că l-am solicitat destul și pe el totuși. Bun, ia să vedem pe aici. Totuși, unde este platforma? Cred că este pe aici. Bun, aici este. Bun, și încă o chestie, mă gândeam la tractoarele acelea, dar modelele mai vechi. Mă gândeam la modelele mai vechi pentru că totuși zic că este o idee mai bună să se potrivească cât uși de cât și cu ferma aici și cu tema aceasta de retro, să spun așa, puțin mai retro. Eu zic că este bine, ia să vedem, ne încadrăm pe aici. Ne încadrăm, fraților. Bun, și cred că o să încarc eu paleții aceia de lână. De ei ne vom ocupa prima dată. Bun, acum luăm ifronul, dăm o pornire aici. Vă să știți că arată destul de bine acesta. Chiar este bombiță. Bun, ia să vedem. Ia uite așa decolat. A cam decolat. Bun, să luăm noi de aici furca pentru paleți. Că este aici pusă. După cum puteți observa, astea sunt noi. Și de aceea arată atât de bine. Pentru că, na, după părerea mea, arată destul de bine acestea. Sunt, cred că, și revopsite. Deci este cum trebuie. Bun, să vedem aici. Să dăm cu spatele. Că ne-am încadrat cam prost pe aici, dar asta este, nu este niciun fel de problemă. Ia, văd că merge cum trebuie. Pe partea de motor chiar trage și văd că e ce trebuie. Deci cred că s-a meritat această investiție. Bun, ia să întoarcem noi pe aici. Cred că și acest gard îl voi scoate, o să scot efectiv tot, pentru că, sincer, mă cam încurcă. Mă cam încurcă și nu văd rostul gardurilor pe aici, având în vedere că totuși ne încurcă destul de mult și lucrăm pe aici. De aceea spun, ia să vedem, totuși încadrăm aici furca cum trebuie. Este bine sau nu este bine? Ia dăm în față să vedem. Ridicăm puțin, dar aș vrea să iau și pe celălalt din față, dacă se poate. Să mă așa cât mai jos. Aici totuși este în deal și de aceea tot trebuie lăsat până ajungem cum trebuie. Ia să vedem, reușim. Să luăm acolo pe ambele sau nu reușim. Dacă am răsturnat. Nu prea vrea.
Acum le-am luat pe ambele. Bun, să dăm aici, ne întoarcem cu spatele. Cred că totuși este mai ok să mă întorc cu spatele, pentru că ne chinuim destul de mult dacă ar fi invers. Oricum o să trebuiască clar să elimin acest gard. Totuși am lăsat părerea voastră dacă merită să-l eliminăm și dacă este mai ok. După părerea mea, clar este, pentru că o să avem mai mult spațiu pe aici. Deci este posibil să elimin gardul din această parte. Că ne chinuim chiar foarte, foarte mult. Bun, să vedem pe acestea, o să le pun pe mijloc. Și oricum, paleți acolo de varză avem destul de mulți. Nu cred că o să încărcăm în acest episod, dar vom vedea. Bun, mai mergem acolo, că mai avem încă un mic palet. Și să l-aducem și pe acela. Totuși, gardul ăsta mă încurcă grozav. Deci o să îl eliminăm. Da, dar văd că este prea în pant aici, prea în deal. Cum am pus eu treaba asta aici. Bun. Să le împing așa. Și acum să dăm noi cu spatele, ușor, să nu atingem, ridicăm sus. Că iar o să atingem aici și o să plece paletul din furcă. Dar nu a mai plecat, l-am prins cum trebuie. Bun, îl punem aici. Și posibil să fie cam atât, pentru că totuși este destul de lung acest videoclip. Are undeva la 30 de minute posibil. Acum voi posibil să vedeți sub 30, dar la mine are destul de mult. Și mai trebuie să facem și live, pentru că este ora 8:30. Și dacă nu uitați că suntem live în fiecare seară pe TikTok, mă rog, aproximativ, vă dați seama uneori că nu pot. Asta este clar că nu. Dar oricum, în mare parte anunț pe Discord acolo cum facem live. În această seară o să facem cu pădure, vedem mâine cu ce o să facem. Asta o să vedem. De fapt, nu sunt sigur. Posibil să fac cu agricultură. Dar din ce am observat, vă place mai mult pădurea. Așa că o să urmeze un videoclip și din ferma din deal. Acolo cu pădure, să fie mai jmecherie. Păi bun, fraților, cam atât a fost cu acest episod. Eu sincer sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați acolo să apăsați pe butonul de like și subscribe cu tot clopoțel pentru a nu rata absolut niciun videoclip de pe canal. Și m-ar ajuta foarte, foarte mult și un share din partea voastră. Așa că eu sincer sper că v-a plăcut și cam atât. Voi a fost fratele vostru Mitruș. Vă mulțumesc de vizionare. Pa, pa!